asculte ce zice bisericilor Duhul. Doamne, stăm în seara aceasta înaintea cuvântului Tău și Te rugăm frumos ca împotriva oboselii noastre și a epuizărilor noastre fizice și psihice, în seara aceasta să-ți binecuvintezi cuvântul. Amin. În urechile noastre. Amin. În inimile noastre. Amin. Și în ființele noastre, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile dumneavoastră. În seara aceasta vom sta înaintea cuvântului lui Dumnezeu, cu conștiințele noastre, cu cugetele noastre, cu ființele noastre, rugându-L pe Cel Preanalt să se atingă din nou și în seara aceasta de ființele noastre. Am auzit că ați avut seri binecuvântate de Dumnezeu. Fizionomii diferite, predici diferite, subiecte diferite, cântăreți deosebiți, care v-au uns inimile dumneavoastră și ființele dumneavoastră seara de seară venind în locul acesta. Am înțeles că aseara a stat deja până pe la ora 10. Poate că în seara asta o să stăm până la 11. Așa că înarmați-vă cu răbdare, cu îndelungă răbdare. Și dacă cineva are totuși, eu știu, o nevoie imperioasă să se ridice din adunare, poate să o facă. Vreau să vă spun că în seara aceasta nu am să predic mai mult decât trebuie. Și n-am să predic o secundă în plus, dar nici o secundă în minus. Vreau să vă spun că, ca și slujitor al lui Dumnezeu în aceste vremuri, de sfârșit de vremi, am observat ca și dinamică pe serile de evangelizare, că sâmbătă seara este foarte greu. Și așa se face că unele biserici au hotărât ca sâmbătă seara să nu mai ține seara de evangelizare. Suntem epuizați, obosiți, dar mă bucur că în seara aceasta Comitetul Bisericii împreună cu păstorul ei au decis ca să fie continuitate în seriile de evangelizare. Mă bucur pentru tinerii care l-au lăudat pe Domnul în seara aceasta prin poezie și prin cântare. Dragilor, să vă alduie Domnul! Și Domnul să vă pune o cântare nouă pe inimă, care se vine dintr-o inimă noită, prin Duhul Sfânt. Amin. Vreau să mulțumesc și fratelui Nelu, gazda mea în seara aceasta, care este împreună cu mine la Amvon. Mă bucur că el are dimensiunile mele și vreau să vă spun că dacă în serile acestea au fost mari predicatori și mari oameni al lui Dumnezeu, noi în seara aceasta doi sperăm și ne deștrim că o să facem cât unul bun. În seara aceasta aș vrea să ne întoarcem la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu am venit în seara aceasta să, eu știu, ridic în slăbi o dominațiune în detrimentul altuia, se prezintă și, eu știu, niște păreri personale sau de doctrină personale sau o filozofie de viață personală. Nu. Am venit ca în seara aceasta să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Am întrebat câțiva frați cum a fost Cuvântul în serile acestea și frații mi-au spus, frate Petrică, cei pe care am întrebat, evident că n-am avut timp să vă întreb pe toți, dar cu cei care am stat de vorbă mi-au spus că a fost înălțător. A fost Cuvânt din partea lui Dumnezeu, din belșug. Vreau să vă întreb în seara aceasta, ce veți face cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu? Ce vom face cu acest cuvânt al Evangheliei Harului Florit al lui Dumnezeu? Dacă nu mai îl auzim și nu mai îl ascultăm și numai dacă interacționăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și el nu schimbă nimic în mintea noastră și în sistemul de valori al ființelor noastre și în inimile noastre, vreau să vă spun că nu este bine. Ne rugăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care s-a predicat în serile precedente, în seara aceasta și în ziua de mâine, să aibă harul schimbării în ființele noastre și să fim apoi schimbați prin harul lui Dumnezeu, o priveliște binecuvântată pentru cer, pentru pământ,
pentru toată creația lui Dumnezeu. Am înțeles că mâine veți sta la cină. Mâine biserica din loc și personal voi sta cu alte biserică pe care o slujești de ceva vreme, biserica din Ilova, pe lângă biserica din Bolișoara, la cina Domnului. Este frumos la cină. În viziunea mea ca și slujitor al lui Dumnezeu, cina sau momentul cinei din casa lui Dumnezeu, din părtășia sfinților adunați în sărbătoare, este cel mai sacru, cel mai înălțător, cel mai profund moment al părtășiei copiilor lui Dumnezeu. Să nu lipsiți mâine la cină, aci pentru dumneavoastră care sunteți membri acestei biserici. În seara aceasta, anunțul pe care l-a făcut fratele Jurcă mă ajută oarecum în prezentarea mesajului din seara aceasta. Știam de ceva vreme că vin la dumneavoastră, trebuia să vin joi. Fratele care trebuia să vină în seara aceasta nu a putut și așa se face că în loc de joi am venit în seara aceasta cu Iisus la cina din cer. Nu știu dacă mâine vei fi la cină. Nu știu dacă mâine vei avea dor și dorință să-ți aduci aminte de ceea ce Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut pentru tine și pentru mine la Calvar. Nu știu dacă mâine vei fi la cină. Poate scuzabil sau nescuzabil, motivat sau nemotivat. Dar dă-mi voie să spun ceva. Fă tot posibilul ca să fii la masa din cer, la cina din cer. Subiectul meditației noastre din seara aceasta este următorul. Cu Iisus la cina din cer. În versetul 30 din Scriptură, Ioan, scriitorul acestei cărți, Apocalipsa sau Revelația lui Dumnezeu, spune așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cu Iisus, în slavă, cu Iisus, la masa din cer, la cina din cer. Ce mărăție, ce splendoare, ce glorie, ce mărăție să fii cu Hristos la masa din cer. Nu știu dacă în pelerinajul nostru pe pământul acesta am avut posibilitatea să luăm micul dejun sau masa de prânz sau cina cu un demnitar efemer, trecător, fie cu un primar, fie cu un guvernator, fie cu un senator, fie cu un deputat. Ce cinste, ce onoare pe noi! Ce emoții, ce sentimente! Dar oare ne putem imagina ce sentimente, ce emoții, ce simțuri sfinte și înălțătoare vor fi pentru aceia care vor fi la masa din cer cu Avram, Isaac și Iacov și cu Hristos Mântuitorul în slavă, în glorie. Cartea Apocalipsa este cartea cu care se încheie canonul Sfintelor Scripturi. Cartea aceasta, Apocalipsa, este scrisă de omul lui Dumnezeu undeva în Marea Egee, în închisoarea imperială a sistemului roman. Creștinismul, Ioan, ucenicul Ioan, devenise o persoană incomodă pentru sistem și în special pentru Imperiul Roman, care propaga, războiul, ura, cuceririle și așa mai departe. Ioan, de cealaltă parte, propaga o altă împărăție, a dragostei, a iubirii. Și cele două lucruri erau incompatibile și sistemul a pus mâna pe Ioan, ucenicul Ioan, omul lui Dumnezeu, și l-au aruncat, așa cum am spus și cum ne spune Scriptura, în Marea Egee, în închisoarea de maximă siguranță, un fel de Alcatraz al zilelor noastre, să moară acolo.
Dar în exilul acela, omul acesta primește această monumentală revelație. Primește această descoperire de la Dumnezeu prin Duhul. Extraordinar! Fantastic! Ceea ce găsim scris în cartea Apocalipsa. Cartea aceasta tratează problemele de ieri, de azi și de mâine. Se ocupă cu trecutul umanității, prezentul și istoria umanității actuale și cu ceea ce va urma și cu ceea ce va avea să fie. Vreau să vă spun în seara aceasta că cele mai mari descoperiri, cele mai înălțătoare momente și cele mai mari apropieri de Dumnezeu sunt în momentele în care Dumnezeu permite ca să treci prin suferință, să treci prin necaz, din groapa suferinței, din groapa leilor unde ai ajuns prin voia permisivă a lui Dumnezeu, stelele se văd mai înălțător și Dumnezeu strălucește mai tare. În Cartea Romane, Apostolul Pavel vine și spune: eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrănice să fie puse alături de slavă viitoare. Poate că ești în suferință, o suferință personală, o suferință, eu știu, sentimentală, o suferință la nivel de familie sau de colectivitate. Dar ascultă-mă, nu cârti înaintea lui Dumnezeu, dă slavă lui Dumnezeu și spune: Doamne, te slăvesc că ai îngăduit să ajung în aceste stări. Pentru că prin aceste stări, Doamne, Tu vrei să mă apropii mai mult de Tine. Binecuvântată este suferința pentru aceea care o înțeleg, pentru aceea care o pricep, ca venind din partea lui Dumnezeu. Dacă n-ai parte de suferință, calitatea ta de copil al lui Dumnezeu are un mare semn de întrebare. A fost mare persecuție. Și aș vrea să vă spun, sunt mereu întrebat, frate Petrică, de ce Biserica lui Hristos, de ce creștinătatea, creștinismul, creștinul în esența lui, a ajuns așa de diluat, așa de flăguit, așa de fără putere și fără de impact pentru lumea în care am ajuns să trăim sub soare? Și vreau să vă spun că sunt multe explicații. Însă am o explicație personală la ceea ce se întâmplă astăzi. Și anume că în istoria creștinismului, de-a lungul veacurilor, se spune că când cezarul a fost rău, biserica a avut impact, a fost bună, a strălucit și a avut mărturie. Când cezarul a fost bun, biserica și-a pierdut mărturia și a pierdut impactul. Cele mai mari, dacă vreți, binecuvântări, cele mai mari întoarceri ale oamenilor înspre Dumnezeu, vorbesc despre primul veac, al doilea și al treilea și ceea ce urmea să vină, nevmedul întunecat, au fost în momente de prigoană. A fost pe vremea cezarilor care au dorit să primească închinare de la cei din împărăția lor. Un Diocletian, un Domitian, un Nero cu nebuniile lor. În vremea aceea au murit cei mai mulți oameni pentru Dumnezeu și în vremea aceea, dacă vreți, au fost cei mai mulți martiri, ei care strălucesc în slavă, în glorie, în norul acela mare de martori, al martirilor care și-au dat viața pentru Dumnezeu. Și marele avocat al vremii, Tertulian, vine și spune: sângele creștinilor este sămânța creștinilor. Cu cât mureau mai mulți, cu atât mai mulți veneau la Dumnezeu, la Hristos. Că Satan a văzut că persecuția nu funcționează și nu merge, a schimbat și a dus libertățile.